Turismul viticol în podgorile autohtone prahovene, o noțiune până nu demult străină pentru români, începe să devină o alternativă a vacanțelor târzii de toamnă. Astfel, cramele, conacele și bisericile din zonă, concentrate pe distanța a doar 60 de kilometri de drum printre vii, reprezintă în ultima perioadă pentru mulți turiști o adevărată oază de relaxare. Iar autoritățile prahovene speră ca această zonă să fie dezvoltată și pe viitor cu fonduri europene. Adică vrem să atragem fonduri europene fix în zona asta și am găsit și anumite surse. Respectivă asociație, acela de a putea să facă accese pe fonduri europene pentru construirea asociației, pentru îmbunătățirea calității, implementarea securitatea statelor europene mai departe. Deci nu are, nu mai este la prima linie, este doar limitativ vis-a-vis de sursa de finanțare, care este din investiții de regionale integrate. Potrivit hotărârii de Consiliul Județean, prin constituirea Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară Ținutul Vinului, asociații urmăresc implementarea proiectului Drumului Bahus pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în strategia de dezvoltare durabilă a județului. Interesul comun care stă la baza constituirii asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din județul Prahova, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, a dezvoltării economice, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în dezvoltarea durabilă în ADI Ținutul Vinului. Ioana Neagu, primarul comunei Valea Călugărească, una dintre localitățile care fac parte din acest proiect, speră ca odată lansată, asociația să poată să primească fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii de drum viticol, care face legătura cu alte localități să amenajeze piste de biciclete. Pentru implementarea proiectelor de infrastructură pentru care au fost discutate pentru ținutul vinului, la Valea Călugărească avem în vedere asfaltarea de drumuri în infrastructură între comuna Bucov și Valea Călugărească, Urlaț și Plopu, construirea de piste de biciclete. Totodată, primarul Ioana Neagu speră să obțină fonduri și pentru dezvoltarea unor noi pensiuni turistice, astfel încât Valea Călugărească să devină un punct de atracție pentru viitorii investitori. Dezvoltarea de un accesare de fonduri europene pe fonduri structurale de investiții pentru pensiuni turistice în agroturism și astfel se va dezvolta zona. Prețul terenului va crește și vom avea investitori privați care vor vrea să vină la noi, plus că atragerea de fonduri europene va dezvolta foarte bine zona pentru noi. Prahova nu este la primul proiect de acest gen. În 2011, conducerea de la acea vreme a Consiliului Județean a demarat programul Drumul Vinului și a avut ca scop promovarea turismului rural și a vinurilor produse în zonele viticole renumite ale județului.